Salutare tuturor mașinilor, am găsit la un nou episod, data asta vom juca ceva Kingdom Castle și în primul rând vreau să vă spun că îmi pare foarte rău că n-am mai postat undeva la 4-5 zile și practic nu prea mai aveam chef să postez și am zis decât să fac niște episoade urâte, mai bine iau o mică pauză, mai ales că am așteptat ceva timp și un procesor nou și am zis când revin să revin cu o calitate mărită. Și așa am făcut, după câte vedeți, acest videoclip este Full HD și la 60 de frame-uri. Acest joc îl filmam la 720p și la 48 de frame-uri, dar acum am revenit cu o calitate superioară și cred că se vede mult mai bine. Ideea este că jocul acesta se vede când e iarnă, se vede foarte ciudat, deci nu se vede bine, dar oricum cred că apreciați noua calitate și că am cumpărat un nou procesor, practic o placă de bază și ceva RAM, puteți să vedeți și voi în descriere noile componente pentru că am updatat acolo, am schimbat, să vedeți și voi ce mi-am cumpărat și o să vă explic ce s-a întâmplat aici pentru că după câte vedeți avem ceva chestii noi și poate voi nu le știți pentru că eu am mai încercat odată să mai filmez episodul acesta acum foarte mult timp, practic acum 2 săptămâni când atunci postam Kingdom and Castles, am pus alea 2 episoade. Practic m-am apucat. Am continuat cu episoadele. De fapt am vrut. Și acel episod, episodul cu numărul 3, pe care vreau eu să îl pun, a fost... nu a fost filmat cum trebuie și nu se vedea practic deloc. Adică era, de exemplu, stătea așa tot episodul, nu se mișca deloc, nu făceam nimic practic. Și ideea este că a trebuit să... Nu mai pun acel episod pentru că nu aveam cum să pun un episod în care stau degeaba sau eu, de fapt eu făceam lucruri, dar imaginea nu se vede. Și ideea este că eu acum o să vă prezint ce am mai făcut off camera, de fapt off camera când filmam, dar am greșit. Bun, eu am făcut aici un spital. Ideea este că acești oameni din satul nostru se și îmbolnăvesc și dacă nu e un spital la care să se ducă, ei vor muri. Și de aceea am făcut un spital. Ia să vedem cât ne costă un spital. 4 muncitori și avem aici spital. 10 bănuți, 10 în gold, 40 de piatră și 10 lemn. Nu este cine știe ce, dar m-a ajutat practic pentru că s-au îmbolnăvit ăștia odată și te-au dus la spital și nu au mai avut nimic. Ceea ce este extrem de bine. Am făcut o piață. Ce face piața? Practic este un fel de zonă de stocare, practic. Toți ăștia aduc aici și iau. Ideea este că casele, să zicem, uite, casa asta. Stai, nu. Uite, casa asta. Îi trebuie mâncare la oameni. Le trebuie mâncare. Oamenii care sunt aici înăuntru. Și cărbune. Practic, mâncarea și cărbunele se stochează aici. Ei ce fac cu cărbunele? Practic, îl folosesc la foc, nu știu exact la ce, dar le trebuie cărbune. Și am mai făcut aici un stockpile foarte mare. Foarte mare, nu e de la mic, este... Stai mă, că arăta aici, parcă. Small stockpile, stockpile. Bun, pe ăsta l-am făcut 30 de lemn și, 3, și 15 bucăți de piatră. Bun, am mai făcut aici, din câte vedeți voi, niște de-astea de căul. Charcoal maker se cheamă, să vedem pe unde îl găsim și noi să vă arăt. Uitați, ăsta este 15 lemn, nu m-a costat cine știe ce. L-am pus puțin mai departe nu de casă, de zona mea, practic, pentru că acest charcoal maker scoate fum. Și nu trebuie să fie pe lângă zona aceasta cu case, pentru că fumul la case nu prea e bine, să fie foarte mult fum și să intoxice pe ăștia, bun. A fost mai mult o glumă. Ideea este că astea o să le opresc pentru că consumă destul de mulți muncitori, lucrători. 3. Bun, nu vreau neapărat acum foarte mult căul pentru că deja avem destul de multe bucăți. Și o să vreau eu totuși să am mai mulți oameni care muncesc pentru că totuși aici noi avem nevoie de oameni care fac treabă. Ideea este că eu acum vreau să mai pun aici să mai îmi ia piatră pentru că am nevoie de ceva mai multă piatră. Chiar înainte să încep acest episod am fost atacat de ceva vikingi și nu știu, nu cred că au produs pagube cum ar fi să distrugă case. Mi se pare că au dat foc la ceva, dar apa a stins tot și nu am pierdut nimic. Dar nu știu exact dacă mi-a luat oameni. Probabil că nu a luat, adică nu am văzut nimic. Chiar nu știu ce să spun. Eu am văzut că nu a luat nimic, dar știu că iau ăia oameni. Practic de-aia vin.
Dar da. Bun, vreau aici la industrie, parcă era. Core era. Da, uite. Și vreau să-l pun aici. Deocamdată nu avem un drum. Hai să facem și noi un drum ca să putem să punem o zonă aici cu cuori, ca să ne ia mai multă piatră. Vreau neapărat foarte multă piatră ca să facem noi aici chestii cu ea, pentru că o să vedeți. Nu pot să pun. Sunt depozitul crowd. Deci o piatră merge doar la o piatră merg doar două cuoriuri. Da, bun. Trebuie să dăm puțin pe viteză mai mare ca să se grăbească ăștia. Mai vreau eu drumul până aici. Bun. Ia să vedem industrie și un cuori vreau. Să-l punem aici să facă mai multă piatră. Hai să-l punem și totuși punem încă două, dar practic o să le opresc când mai avem nevoie de lucrători sau avem prea multă piatră. Bun. Așa, se mișcă ăștia cu viteză foarte mare. Avem destul de mulți lucrători. Ideea este că, nu știu dacă știți voi, dar eu am mai pus aici. Am spus de asta? Nu cred că am spus, am uitat. Church. Aici oamenii. După câte vedeți în zona aceasta, oamenii sunt mai fericiți. Și asta e bine, avem fericire 81 și mai este încă Master Priest, care nu știu ce înseamnă. Dar oricum, avem fericire cu această biserică, practic. Doi oameni au venit, nu prea au locuințe. Iar aici este un manor. Un manor este o casă foarte mare, cu 25 de locuri, din câte știu eu. Ia să vedem, la Town parcă. Da, manor. 50 de lemn, 35 de piatră și 25 de bănuți. Ideea este că, nu știu dacă voi ați văzut când am făcut astea, dar oricum, am făcut mai multe case să avem mai multe locuri și vreau în continuare să mai pun aici, să fac case, pentru că mai trebuie oameni, destul de mulți oameni chiar. Mai am nevoie, vreau neapărat foarte mult lemn. Așa, hai să nu mai lăsăm pe viteza cea mai mare, să dăm pe asta. Bun, ia să vedem să continuăm. Eu vreau neapărat o casă, vă spuneam. Hai să facem totuși un manor de ăsta. Pentru că este foarte bun și zic că e o idee bună. Facem un manor, îl pun aici. Hai să-l punem aici. Bun, uitați, au vizitat, dar nu au găsit locuințe și asta nu este bine deloc. Trebuie să vină aici la acest manor. Ia să vedem. Scrie acolo pentru că am uitat să mă uit. Da, 25 de oameni poate să stea în casa aceea. Este destul de bine, zic eu. Și aici putem organiza spectacole. Astea știți deja. Dau 25 de gold și se ține un spectacol. Și toți sunt mai fericiți. Ia să dăm totuși, uitați. E așa. Și da, a început festivalul. Este totul bine. Uitați, că am dispărut pădurea de aici. E ok pentru că avem mult lemn. Bun, și m-am uitat pe YouTube și eu. Și cum vă spuneam și înainte de episod, au fost ceva vikingi care m-au atacat. Și nu mi-a plăcut treaba aceasta, pentru că nu mai vreau. Uitați, îmi vine un dragon acum. Bine, am destul de multe zone de-astea de apă, deci probabil nu vor fi probleme. Cred. Sper, de fapt. Ideea este că eu vreau neapărat să mă apăr și mergem aici la industrie, nu la town, nu la castel. Punem aceste blocuri. Deci uitați, cam așa sunt aceste blocuri. Deocamdată nu prea vreau eu să pun aici jos pentru că știu că o să mă mai extind. Dar aici în zona aceasta nu o să mai fac. Iar eu o să pun, uitați așa, niște zone de astea. Ceva de genul. Sper să nu consum foarte mult de piatră. Nu cred, dar da. Bun. Așa, o să punem în felul acesta, iar aici probabil trebuie să punem o poartă. Stone Gate. 50 de bucăți. Da, na, n-avem lemn noi. Bun, avem lemn. Aici se muncește. Hai să nu mai se muncească acolo la cori, pentru că deja avem multă piatră și sunt 3 care fac piatra. Hai să scoatem și pe ăsta ca să nu fie probleme. Bun, dăm puțin mai rapid. Și ideea este că aici se face casa aceasta, uitați, dă foc. Avem foarte multă mâncare, acum văd, ia să vedem la mâncare, să mai fac un grânar de ăsta.
Bun, aș vrea eu să dispară toată zona aceasta de pădure. Practic o să tai tot lemnul pentru că am nevoie de foarte mult lemn și văd că ăștia nu se descurcă. Trebuie mult lemn într-adevăr. Se termină rapid lemnul și nu ai ce să faci. Bun, din păcate nu mai avem eu, nu mai avem oameni. Bun, mai ne mor oamenii. Bun. Da, nu avem oameni, din păcate, nu știu care este problema. A, se lucrează aici. Dar nu sunt oameni. Uitați, avem 168 de paturi, e bine. Chiar e ok. Lemn se ia în continuare. Aș vrea să folosesc aici, să punem o poartă. Așa. 10 oameni au venit, perfect. Iar aici încă un bloc. Bun, cam așa va fi. Ăștia lucrează. Ia să dăm și mai rapid. Ăsta, dragonul, nu a plecat? Ba da, a plecat. Bun, hai să lăsăm în pace. Iar eu acum mai vreau lemn. Toată lumea s-a dus să taie lemn. Iar eu mai vreau aici. Stați așa că nu mai știu ce vroiam. A, un grânar, un hambard sau... Cum vreți voi să-i spune. Aici se cheamă granary, adică grânar, practic. Dar, da. Nu știu unde să-l pun. Trebuie 50 de bucăți de lemn. Probabil o să le facem imediat. Da, bun, le-am făcut. Și să-l pun, pe unde să-l pun eu? Cred că o să-l pun pe aici. Nu știu, să mai extind cu fermele în zona aceasta. Probabil o să mai extind, uitați, în zona de aici, pentru că văd că este foarte bine pentru ferme. Și aici o să lăsăm așa. Să punem grânarul acolo. Copacii ăștia încă se lucrează la ei să fie tăiați. E bine. Mă, avem foarte mulți oameni. 32 de oameni care stau degeaba au mai venit. Oameni, e bine. Piatră n-avem cine știe ce. Lemnul ăsta văd că nu mai este pe aici. Aș mai vrea eu totuși să pun o casă. O casă. Bun, ca să fiu sigur că practic am locuri suficiente, ia să vedem. Mai este doar un loc. Vreau eu neapărat să nu mai pun o casă de aia mare. Și să pun aici un cottage. Nu mai știu, pe R parcă... Da, pe R. Bun, am pus aici unul. Și ia să vedem ce s-a întâmplat. Bun. Hai că este totul bine. Practic aici este o ieșire. Și vreau aici la castel să punem un bloc. Practic noi putem să ridicăm aici și să fie foarte bine. Nu mai avem piatră. Din câte văd eu. Sau, nu știu ce se întâmplă. Încă un bloc, mă. Bun, hai că l-am pus. Gata. Deci, dacă tot stau oamenii deja, mai să mai pun să mai ia piatră. Punem aici, îi băgăm să muncească pentru piatră. Doar unul a venit. Și uite că am făcut asta, am terminat de făcut. Și, practic, avem mai multe locuri și e chiar bine. Bun, mâncarea este suficientă, avem un grânar destul de mare. Bun, e bine, stăm foarte bine și cu mâncarea. Chiar nu mai trebuie mâncare ferme, de fapt. Nu mai trebuie. E ok. Și ideea este că avem niște pietre aici. Nu știu dacă o să pot să le scot. 12 oameni au rămas. E foarte bine, 12 oameni. Chiar perfect. Bun, hai că am mai luat ceva lemn de aici. Și, uitați, s-a terminat aici. O să pun la castel. Era neapărat un Balista Tower ăsta. Balista Tower? Da. Practic, ăsta trage în monștri, cred că zic bine, în vikinge sau ce-o fie. Și eu vreau, dacă tot avem foarte mulți oameni, să mă duc să iau eu totuși de aici. Bun, încă un om a venit. Tot nu mai avem locuri. A, pentru că trece foarte rapid ziua. Da. Cancel acolo. Bun, hai să mai facem un manor. Deși am zis să pun balista tower, hai să punem aici balista tower. Nu avem... Ce nu avem noi, mă? Chamber of War. Ma, ne trebuie acest Chamber of War. Pe care să-l punem noi aici. Da, cred că e o zonă bună aici. Și ne trebuie acest Chamber of War.
Ofoar se construiește acum, iar până una alta noi mai lucrăm la un manor, pentru că trece foarte rapid ziua și trebuie să avem aici multe locuri pentru oameni. Ia să vedem aici, mai încape unul. A, da, pot să mai pun un manor acolo, deci mai bine pun unul direct aici, două una lângă alta, sau unul lângă altul și da. Bun. Problema mea ar fi aici că nu am suficiente fântâni. Mie chiar mi se pare treaba asta că nu am suficiente fântâni, dar dacă ne uităm, sunt foarte multe pe aici. Uitați, sunt trei numai în zona asta. Două aici, încă una și încă una aici. Sunt destul de multe. Mie, poate am eu impresia că sunt puține, dar probabil sunt suficiente și nu mai trebuie. Bun, se construiește și un manor. Hai să dăm puțin mai rapid. Ia să vedem, confirmat 15 minute. E ok. Și vreau neapărat să se mai lucreze aici. Da, se lucrează la piatră. În episodul următor o să facem foarte multe chestii. Deocamdată nu am putut să mai pregătesc și alte chestii. Ciop. Mă, astea de ce nu dispar odată? Gata, acum dispar bucățile astea de lemn. Pentru că vreau să mă extind aici. Hai că e bine. Acest manor e aproape terminat. Să mai primim 25 de locuri. Aici s-a terminat acest Chamber of War. Train new hero. Bun, putem să antrenăm? Ce e asta? Chiar nu știu exact ce face. Dar probabil antrenăm ceva oameni care o să se bată. Chiar nu știu. 12 oameni au venit. Da, uitați-mă, avem un erou. Sir Guilame. Recruit. Nu știu exact ce face asta, dar ideea este că eu vreau să pun aici la castel un Ballista Tower. Bun, ca să avem și noi apărare. Ia să vedem, mai o să mai pun unul. Parcă le pun una lângă alta și deocamdată nu am suficiente materiale. Mai bine aș continua eu cu aceste blocuri pe aici. Să pun așa. Iar aici un de asta. Bun, pot să le pun și una peste alta, chiar dacă nu s-au construit încă. Deci e bine. 14 oameni. Mă, totul se întâmplă așa rapid când ești pe viteză. Ideea este că mă, aici cresc copaci în continuu. Probabil sunt de la acest pădurar. Da, ăștia replantează practic copacii. E bine. Nu știam asta, dar o să lăsăm așa. Bun, eu vreau acum să vedem ce mai facem. Nu mai am lemn, totuși nu avem mult lemn. Nu stau bine cu lemnul deloc. Vreau să mai fac încă o casă, încă un manor. Îmi trebuie foarte mult lemn. De fapt, nu trebuie cine știe ce, dar practic se termină foarte rapid pentru că eu construiesc foarte mult. Am mulți oameni care stau degeaba, practic. Într-un fel e bine că am mulți oameni. Aș mai da drumul la unul ăsta ca să mai facă ce fac charcoal și să vedem ce mai putem pune pe aici. Da. Trebuie neapărat multe locuințe pentru că ăștia mor rapid, nu știu ce fac. Și nu știu exact pe unde să mai pun case. Ideea este că vreau, ia să vedem, pot să mai fac un manor? A, nu pot, îmi trebuie 50 de bucăți de lemn. Ăștia mai tai copaci. Ciop, ciop. Bun. 19 minute filmate și vreau să vedem aici. Mai punem un manor. Cred că așa o să-l pun. Iar aici nu știu exact între ce o să mai fie. Vom vedea. Dar ia să dăm puțin mai pe viteză. Să mai punem un drum. Uite așa va veni și drumul. Perfect, bun. Hai că este bine. Doar unul a venit pentru că nu am locuri. Totuși ar trebui să dau mai pe normal speed, pentru că nu mereu e bine să dai pe viteză, pentru că practic uneori te și gândești și trebuie să aștepți ceva timp și pierzi timp practic. Bun, avem ceva probleme. Nu avem mâncare, nu stăm bine cu mâncarea, din câte văd. Adică stăm destul de bine, dar parcă da, trebuie neapărat să ne mai extindem. Hai să demolez eu asta și să tai toți copacii de aici.
Pentru că vreau să mai continui cu o fermă în zona aceasta. Sper că nu este nicio problemă. Probabil că nu este. Bun, s-a îmbolnăvit. Scrie aici, uite, că o boală teribilă a venit pe insulă și 5 oameni s-au îmbolnăvit. Ei normal mureau dacă nu aveam spitalul acesta, dar fiindcă îl avem, practic nu mor. Destul de bine, zic eu. Și, bun. Ideea este că vreau să mai fac ceva zonă de mâncare. Pun un windmill aici. Ne trebuie nouă mai multe drumuri. Ah, da, uite, putem spune aici. Industrie, town. Mereu mă încurc la astea, nu știu de ce. Practic o să fac așa. Windmill aici, perfect. Și mâncare. Ce am apăsat? Nu, farm, nu orice arăt. Bun. Am pus aici foarte multe zone de-astea de mâncare. Hai că e bine, am mai extins, nu cu mult, zona aceasta cu mâncare, dar e bine. Și da, ăștia, avem un dragon aici. Chiar sunt curios. Uite, alea au tras în dragon? Cred că, da, uitați cum trag în dragon, perfect. Mă, ce bine că am făcut asta. Și o să mai pun și în zona aceasta, probabil. Dar vom vedea. Mă, cam ăsta a fost episodul de astăzi. Am filmat 22 de minute aproape. Ideea este că ne-am descurcat. Cât de cât am făcut ceva zone pentru apărare. Am mai făcut case. Multe, vreo 2-3 manor-uri. Adică 75 de oameni în plus, ceea ce este foarte mult. Și aici se mai construiesc ceva chestii. Chiar e bine, adică mâncare mai multă. Avem încă un manor care se construiește acum. Practic aici încă un windmill. Și da, totul stă foarte bine. Dar noi o să încheiem episodul aici. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Spuneți-mi în comentarii dacă se vede mult mai bine episodul. Și cam asta a fost episodul. Mulțumesc pentru atenția acordată. Baftă lume, pa!